Bună dimineața! Trecerea de la vară la iarnă provoacă adesea mâncării, muscarea pielii, iritații și poate accentua afecțiunile dermatologice deja existente. Spre exemplu, dermatita atopică, despre care vom discuta mai multe în minutele următoare cu dermatologul Cristina Safta, ne pune probleme câteodată. Bună dimineața, doamna doctor, vă mulțumim pentru prezență. Cum e cu dermatita? Se agravează în această perioadă pentru că am trecut de la cald la rece și pielea noastră simte? Bună dimineața și mulțumesc de invitație. Așa este, odată cu venirea vremii un pic mai reci, foarte frecvent găsim la cabinet pacienți care suferă de dermatita atopică. Preponderent aceștia sunt copii. Când vine vorba de adulți, ei mai frecvent observă că au pusee de rozacee, li se înroșește foarte tare fața, da? Când trec de la frig la cald, interior-exterior, și de dermatită seboreică. Da? De la nivelul feței, al scalpului și totodată, foarte important, dermatită iritativă la nivelul mâinilor, atât de la copii cât și la adulți. Bun, cum recunoaștem această dermatită atopică? Pentru că poate se dezvoltă dintr-o dată, poate n-am avut-o și se agravează acum. Cum ne dăm seama că am putea suferi de această afecțiune? În general, o dermatită se manifestă printr-o zonă de piele roșie. De cele mai multe ori este și uscată, câteodată are și crăpături pe nivelul ei și noi la început o vom simți ca o mâncărime, apoi usturime și în stadiuri mai avansate durere. Și ce facem în această situație? Există anumite creme sau așteptăm să treacă de la sine? Pentru că știu că sunt anumite afecțiuni dermatologice care nu se vindecă, de fapt sunt cronice și trăim așa cu ele toată viața, doar le ținem sub control. Așa este în perioadele de acutizări. Deci deja când dermatita este simptomatică, când ne deranjează, e bine să ne prezentăm la doctor. Pentru că ceea ce facem noi acasă, avem grijă cu ce ne spălăm și cremele hidratante, nu va fi suficient. Va trebui și un tratament medicamentos cel mai probabil. Și dermatita de contact, există anumiți alergeni care dezvoltă această afecțiune? Ne spuneți despre ce este vorba ca să fim atenți acasă. Așa este, dermatita alergică de contact. Cel mai frecvent, ea este cauzată de factorul mecanic, geluri dezinfectante pe bază de alcool, spălarea intempestivă a mâinilor, fără a folosi creme hidratante ulterioare, iar când vine vorba de alergii propriu-zise, cel mai frecvent alergen este dat de nichel. Nichelul pe care îl găsim în metale neprețioase, în cercei care nu sunt din aur-argint, la cureaua de la ceas frecvent întâlnim, la cureaua de la pantaloni. Și există probleme și când vorbim de balsamurile sau de detergenții pe care îi folosim atât pentru hainele noastre cât și pentru hainele copiilor? Da, detergenții la fel pot să fie foarte alergizanți. Balsamul de peru, la fel, care se găsește în vopseaua de păr, de exemplu, da? Cel mai frecvent întâlnit în vopseaua care dă culoarea neagră. Da? Hainele, de principiu, e bine atunci când le cumpărăm să le spălăm înaintea purtării, pentru că ele sunt, așa zis, dezinfectate cu o substanță formaldehidă, se numește, și e foarte iritantă și alergizantă la nivelul pielii. Simțim și mirosul, că hainele noi au un anumit miros de la... Exact, un miros așa astringent. Dați-ne câteva sfaturi importante, astfel încât să n-ajungem la aceste dermatite. Ceva ce ține de noi în primul rând și apoi ce am putea face mai departe. Basicul, deci noțiunile de bază, sunt cele să nu facem băi sau dușuri fierbinți, să avem grijă să folosim în sezonul rece geluri de curățare uleioase, cremoase, să folosim o loțiune hidratantă ulterior și nu în ultimul rând să avem grijă ce mâncăm. Pielea este iubitoare de grăsimi sănătoase. Să mâncăm pește, pește gras, somon, să consumăm avocado, de exemplu. Da? Că tot e la modă. Exact. Și e foarte sănătos, de altfel. Pielea are nevoie de grăsimi ca să se poată apăra și de hidratare pe baza apoasă. Și de partea cealaltă, ce să nu mâncăm pentru că agravează această dermatită? A zice că mâncărurile procesate în general, pentru că orice proces inflamator de la nivelul organismului poate să-mi agraveze dermatitele. Ca să nu mai spun că dacă ne cunoaștem alergici la ceva, e bine să evităm, da? Totodată lactatele e bine să le evităm, pe cele nefermentate. E foarte bine să consumăm cele bogate în probiotice, chefir, iaurturi fermentate, da? Ce ne mai ajută iarăși e sezonul rece? Condimentele de iarnă. Cuișoare, scurțișoară, sunt și foarte plăcute. Așa e. Sunt benefici, au un puternic efect antiinflamator cutanat. Dermatita se ia? De exemplu, dacă cineva din familie suferă de dermatita atopică, da, și avem acele scoame, acele eczeme și ne îmbrăcăm cu același tricou sau, nu știu, folosim același prosop, avem probleme din această cauză?
Nu. Și e foarte important să ne relaxăm în primul rând. Nu sunt contagioase aceste dermatite, decât în situația foarte rară în care se suprainfectează. Dar chiar și atunci, cei adulți sănătoși sau persoanele sănătoase au șanse foarte mici de a prelua boala infecțioasă. Apropo de suprainfectare, există și complicații. Mă gândesc că aceasta este o complicație. Când e cazul să mergem de urgență la medic? Știu că nu este o boală care necesită prezentarea la camera de gardă, însă există complicații care să ne trimită imediat la medic? Cel mai frecvent dermatită atopică este asociată suprainfectării bacteriene, pentru că pacienții care suferă de această boală autoimună au și un răspuns mai lent la infecțiile bacteriene și atunci, pe zona de iritație, dacă apare suprainfectare, o să observăm că apar mici bășicuțe, vezicule cu lichid, leziunea se extinde din ce în ce, devine foarte simptomatică, deranjează și câteodată este și umedă. Și atunci trebuie să ne prezentăm la dermatolog și tratamentul cel mai probabil că va conține și un antibiotic. Deci în momentul în care ne afectează totuși tot ce facem zi cu zi, nu? În momentul acesta ar trebui să mergem la un specialist. Fără doar și poate. Ce nu se autovindecă în câteva zile și nu vom fi din ce în ce mai bine doar cu emoliente, cu siguranță că ne va duce și la un consult de specialitate. Vreau să vorbim desigur și despre prevenție. Ce putem face să ne ajungem la o astfel de situație, mai ales că, de exemplu, dacă suferim de această dermatită și trebuie să spălăm vase, trebuie să facem treabă în casă și există aceste produse care conțin alergenii respectivi, ce facem? Cum ne protejăm? Folosim mănuși sau îmbrăcăminte specială sau ce facem? Mă gândesc că chiar este un calvar să trăim cu această afecțiune dacă avem și treabă în casă, dacă trebuie să mai facem și alte lucruri. Așa este, dar totuși noi trăim niște vremuri norocoase. Găsim detergenți lipsiți de potențialii alergeni, ceea ce e un factor foarte important. Însă, totodată, e foarte la îndemână să purtăm mănuși. Dacă suntem alergici și la latexul din mănuși, există mănuși care să nu conțină acest ingredient sau care să fie căptușite pe interior cu bumbac sau chiar cu mătase naturală. Deci avem resurse o grămadă. Deci există posibilități. Exact, posibilități există. E foarte important la dermatita, inclusiv de contact, precum și la cea atopică, să evităm orice iritant. Știu că și colega mea, Mădălina, vorbeam înainte să începem acest subiect despre machiaj și Mădălina se întreba dacă totuși, în caz că suferim de această afecțiune, ne mai machiem sau nu ne mai machiem? Cum e, Mădălina? Da, am avut la un moment dat o inflamație a ochiului și m-am machiat, deși n-ar fi trebuit. Ce ar trebui să facem în situația dată? Sau dacă avem rozacee, desigur, că spuneați că se manifestă la nivelul feței. Cum facem? Atunci când e puseu acut, când e simptomatic, fără doar și poate machiajul va fi temporizat, da? Și vom trata puseul acut, astfel încât nu va mai fi simptomatic, deci nu mai ustură, nu mai doare, nu mai mănâncă. După ce se liniștește, putem să refolosim machiajul, dar cu foarte mare grijă, eventual și un consult alergologic, să observăm dacă suntem alergici la ceva din ce ar putea să conțină din produse. Exact. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența la Sfat de Sănătate. Așadar, mare grijă din nou la alimentație și la produsele pe care le folosiți pentru piele. Până data viitoare, sănătate multă! Mă întorc la